Bine v-am regăsit, mai avem 60 de secunde până când pământul o să fie lovit de un asteroid și viața nu va mai exista pe pământ. Și ideea este ce fac eu în ultimele 60 de secunde. Sunt curios ce ați face voi în ultimele voastre 60 de secunde, dacă ați ști că vine sfârșitul lumii. Acum, ca idee, există 9 endinguri posibile. Eu am mai jucat jocul ăsta, probabil mulți dintre voi știți deja chestia asta. Deci, există 9 endinguri posibile, poți să faci chestii bune, poți să faci chestii rele. Și sunt curios ce ați face voi. Eu astăzi în episod o să încerc să fac odată tot ce pot eu mai bun și odată tot ce pot eu mai rău, ca să vedem ambele căi pe care le putem alege și să vedem care-i endingul până la urma urmei. Dăm frumos pe start și aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce ați face voi cu ultimul minut de viață. Acum, ca să vedeți cum se află totul. Dacă cumva știți deja, nu contează, vă mai uitați o dată. Ok, suntem la știri, bun, și se pare că al nostru ne zice breaking news. Da, zi, ia. NASA tocmai a descoperit că un meteorit va lovi pământul foarte în momentele ce urmează, practic. Are. Se pare că NASA a spus că mai avem doar 60 de secunde de trăit. Ok. În momentul ăsta, logică, te panichezi. Dar nu știu dacă m-aș panica, sincer. Bine, poate m-aș panica. Sigur m-aș panica. Doamne, tocmai ce am zis, mai avem doar un minut de viață. Îți dai seama, și reporterul, ce sens mai are să zică știrea în continuare? Până gata știrea, gata, s-o duci și viața. Ci că de-abia a devenit și el un din ăsta reporter astăzi și i-a luat 20 de ani să ocupe poziția asta de anchor, nu știu exact ce gradă-i în televiziune, și zice, bă, nu mai îmi pasă mie de cariera asta, două încolo, mă dezbrac, frate, yay! Și-o dat și peruca jos, ce-o făcut? Înjură la TV toate alea, ok, cred că n-aș face asta, dacă e o alarmă falsă și, de fapt, o să ajungi după gratii, pentru că ai înjurat și ai făcut nebunii. Ok, ia să vedem, suntem acasă și vedem această știre. Ăsta-s eu. Zic, ai de viața mea. Ok, bla bla bla, nu pot să cred ce pot să mai fac cu cele 60 de secunde rămase. Și acum, practic, de aici intervenim noi și începe joaca. Dăm direct skip. Ăsta sunt eu, da, din mijloc. Ia, ia vezi. Și acum pot să fac de toate, pot să dau pumni, pot să fac toate nebuniile. O să fiu rău acum, așa că... Da, băi, am coace, mă, șobolane! Ok, bătaia de ce n-am luat-o? Bat și câinii, bat tot! Da-te, mă, șobolane, de aici! Ăsta-i... ăla cred că era reporterul, sau? Salut, frate! Salut, soro! E, beleaua, că-mi dă la una! Stai, că-mi trebuie și mie o bâtă de baseball, pe care nu știu cum de n-am luat-o. E, beleaua! E, beleaua! E, beleaua! Ce naiba! Ok, cred că... ce făceam eu la câinele ăsta, mă? Aaa, trebuia să mă duc eu la... Da, nu mai pot să trec pe acolo. Da, deci cred că am ales greșit. Măcar batem pe toată lumea. Ce faci, mă? Șobolane. Opa, Chiquita, ce facem asta în costum de baie în autobuz? N-ai voie, ilegal! Ilegal! Da, nu mai știu exact ce trebuia să fac, dar acum cred că mi-am dat seama. Cred că trebuia să mă duc la câine. Să pup câinele. Câinele venea după mine și m-a ajutat să scap de câinele al mai mare din capăt. Da, deci cu ultimul meu minut de viață n-am făcut nimic. Am dat câteva bâte, ceea ce clar nu-i bine. Dar o fost aiurea. Bun, acum dacă cumva nu știți, de fapt totul este o din asta, cum îi zice măi. Este un test cu realitate virtuală tocmai pentru a diagnostica, adică pentru a-ți da seama de personalitatea omului. Deci tot ce mi s-a întâmplat mie a fost cu niște ochelari din ăștia VR și stați să vedeți, familia mea e chiar aici și au văzut tot ce am făcut. Deci doctorul îmi prezintă toate nebuniile și îmi dau seama că familia mea a văzut exact tot ce am făcut. Și acum îmi zice iubita... deci am aici iubita, mama și copilul, nepotul de 5 ani, ok. Toți au văzut tot ce am făcut eu și acum zice maică-mea, nu-mi vine să cred că ești așa, ești un gunoi, cum te poți considera om? Ai, ai, ai. Și acum zice prietena, ești un psihopat, nu-mi vine să cred că ai ales să omori oameni. Fată, știam ce se întâmplă, stai chill, este doar un joc. Trebuie să ne despărțim. No! Se desparte de mine.
ăsta copilului bucuros și așa mai departe. Bun, ok. N-am reușit, vreau să fiu mult mai destructiv de atât. Și după aia încercăm să facem un ending bun. Dăm skip aici că nu ne mai interesează. Bun, hai repede. Dăm un pub la câine. Și acum vine câinele după mine. Ia de aici. Hai câine. Bun. Hai mă. Du-te odată câine. Așa, se vor îndrăgosti. Eu voi putea trece. Îi dau una la ăsta. Dau una la ăsta. Dăm odată bâta. Ok. Acum iau arma. Și facem o nucleară. Unde-i? Aici. Ai, ai, ai. Nucleara. Unde punem nucleara? Hai să punem nucleara aici. Boom! Ok, până la urma urmei am reușit să distrug eu planeta înainte ca măcar asteroidul să lovească pământul. Ok, dăm skip aici, vedem ce ne zice familia. Ok, dăm skip, să vedem ce părere are mămicuța. Ia vezi. Zine mămițica. Ok. Fiule, nu cred că nu cred că a fost o idee bună să faci acest test de personalitate. Deci nu a fost atât de nervoasă maică mea pe mine. Sunt de acord. Cum ai putut să crezi că... De fapt, vezi că cea mai bună idee ar fi să mă izoleze pe mine de întreaga societate. Asta zice prietena mea. Ok. Este acest tip de persoană care afectează oamenii din jurul lui când îi merge mai greu. Deci, practic, eu în loc să, nu știu, să încerc să ajut umanitatea, am distrus-o mai repede. Deci, practic, au mai fost doar 27 de secunde de trăit. Ai folosit o bombă nucleară pentru a omorî oamenii. Asta e o nebunie. Unchiule, și ăsta deja se bucură. Da, e cel mai bun lucru să îi killerești pe ăia. Du-te, mă, lasă-mă. O luat o razna, copchilul. Bun, acum hai să încercăm să facem doar bine. Ok? Cu ultimele noastre 60 de secunde să încercăm să salvăm planeta. Oare cum facem chestia asta? Ia, dăm un pupul ăsta. Bom. Am pupat coșul și o zburat. Ok, cred că trebuie să trec totuși. Aoleu, nu știu mai exact. Cred că trebuie să iau arma. Cum salvam planeta, că nu mai știu. Dau eu pum la asta. Dar nu cred că merge. Sau? Ia vezi. Nu cred că merge, mă, cu... Ba da. Bun. Și acum cred că trebuie să mă duc cu... Să încerc să zbor cu nebunia asta. Nu cred că pot să trec aici. Nu cred că am cum. Da, asta nu mă lasă. Da, totuși îmi trebuia arma sau ceva. Abă, lasă-mă să trec. Voiam să zbor cu nebunia asta. Ok, n-am făcut nimic rău. Decât am dat câțiva pumni. Acum chiar sunt curios ce zice familia. Zice mama, like bă dacă te uiți la video. A, nu, de fapt, maica mi-a zis, ăsta-i fiul meu. După care, asta e că mă pot pune și eu în dreapta totuși. Sunt atât de mândru de tine. Puteai să eram foarte dezamăgită dacă încercai să îi rănești pe ceilalți. Asta, prietene mea, sunt atât de ușurată iubire. Este bine că n-ai făcut nimic în această situație. Adică, practic, e mai bine că măcar nu m-am bătut. Bine, deși m-am bătut cu ăla. Da, deci, practic, se bucură că n-am făcut nimic rău. Ia vezi. Jiggle, jiggle! Yay! Deci ăsta e ending-ul cu jiggle, jiggle, jiggle. Da, l-am mai făcut până acum. Ce, bă? Ia. Boring. S-o pic de sine potul meu. Bun, hai să încercăm să mergem cu nucleara pe rachetă. Pentru asta ne va trebui neapărat, că n-avem de ales, ne va trebui o armă, cred. Știi ce? Ia să vedem noi. Bam, bam, bă! Nu cred că mai am timp. Haide, haide, repede, repede, repede. Ok, mergem la ăsta. Hai, lasă-mă, 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 mersi. Mergem la ăsta cu arma. Furăm arma. Ok, o trebuie să fac asta în numele planetei. Bun, luăm ăsta repede. Și acum cred că pot trece. N-am avut de ales că îmi trebuie o armă.
Ia să vedem, bam, 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 bam. Ar trebui să putem trece de ăsta. Uite, mă, că mi-a dat hit-ul, mă. Ok, bun. Și acum trebuie să trecem de ăsta cumva, știi? Ok, bun. Și acum trebuie să pun eu nucleara. Asta e ideea. Mă duc pe meteorit. Și pun nucleara. Eu nu mai pot pleca. E al naiba. Bă, am distrus racheta. Ok, clar, nu mai puteam pleca. Da, deci am dat cu nucleara în asteroid. Dar nu știu că am salvat? Cred că am salvat pământul, nu? Deci asta cred că e cel mai bun ending, practic. Doar că eu nu cred că puteam trece. Sau poate puteam? Nu știu. Fără să omor un om. De fapt, doi. Da. Ia să vedem ce zice mămițica. Mămițica zice că este impresionant că am putut realiza ceva ce nici măcar Pentagonul nu a putut. Ok. Oricum, ceea ce ai făcut a fost marvelous? Asta nu e rău? Stai. A, minunat înseamnă, eu credeam că e malefic, în fine. Se pare că ai fost ca Bruce Willis în filmul Armageddon. Ce naiba. Zice prietena mea, wow, asta a fost atât de tare, dar... Nu credeam că o să faci asta, ceva gen, it's not what I'm used to. Adică nu credeam că o să faci asta, ceva genul ăsta. Ai salvat pământul, nu știam că ești atât de responsabil. Ok? Unchiule, mă inspir să mă sacrific pe mine pentru umanitate. O să devin un erou ca tine care se sacrifică pentru binele măreț. Ok. Da, deci ăsta a fost, cred eu, cel mai bun ending posibil. Păi da, mai sunt și altele, dar nu ne interesează. Eu voiam să-l fac cam pe cel mai oribil. De fapt, știi ce? Hai să ne facem unul și mai oribil. Că putem. Să luăm arma, să încercăm să-i împușcăm pe efectiv toți. Știi ce zic? Deci asta încerc, ia vezi. Deci cel mai bun și cel mai slab, cel mai rău ending. Ok, hai. O să fiu cel mai bun și cel mai rău om. Bun, dă-i, hai. Mai era cineva? Nu mai era. Ok. Mamă, și acum o să iau băta fără să vreau. Ne, beleaua. Perfect. Hai să vedem. Pră, 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 pră. Bă, ea nu mor. Oamne, câinii sunt invincibili. Iubirea te face invincibil. Ok, s-o duce ăla. Am stricat și taxiul. Tu, 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 tu. No, era să iau băta. Bine că ne-am luat-o. Autobuzul. Doamne, iartă-mă. Ok, ăsta e cel mai rău ending pe care poți să-l faci pe bune. Am distrus și racheta, nu mai am ce distruge, gata. Oh my god. Hai să verificăm să fim siguri, dar da. Aolo, ăsta clar e cel mai rău ending. Chiar sunt curios ce zice familia. Na, ce să zică. Doamne, iartă-mă. Bă, sincer, dacă eu aș mai avea 60 de secunde, probabil am mai zis asta când am mai filmat jocul ăsta. Cred că pur și simplu aș încerca să-i sun cât mai repede pe toți cei dragi mie, dar nu prea ai timp într-un minut. Și bă, le-aș zice să fie chill, ca ai... Să sperăm că o să fie bine, știi ceva în genul ăsta. Ce pot să fac? Eu m-aș împăca cu ideea, ai... Adică ce mai poți face într-un minut? Mă, să știi că într-un an... Da! Ok, să știi că într-un an e sfârșitul lumii, mai poți face câte ceva. Dar să știi că într-un minut... Fiule, ești nebun, cum de amurtăța oameni. Asta a fost tot ce ai vrut tu ca înainte să mor, să omor toți oamenii aia, practic. Alo, poliția, prietena mea. Am o persoană nebună chiar aici, te rog, haide să-l arestați acum. Unchiule, lumea, nu vreau să mai știu de la copilul ăsta că e nebun. Lasă-l, mamă, uite-l cu toate armele, cu toate alea, nu vreau să aflu povestea lui. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Sper că ați bubuit butonul blan de like și sper că în ultimul vostru minut de viață ați vrea să salvați lumea și că, dacă nu, măcar ați vrea să fiți niște oameni buni. Toate cele bune, vă salut cu respect și pa, și pa!